Bun găsit! Vă invit să urmăriți horoscopul zilei de azi. Înainte de a începe, vreau să vă mulțumesc pentru că ne urmăriți și vă rog să vă abonați la acest canal de YouTube dacă nu ați făcut-o deja. Este gratis, iar pe noi ne ajută enorm. O să aflăm ce e de remediat, cum trebuie făcut, unde e de intervenit ca să facem treabă ca lume, nu de mântuială. Astrologii au vești bune pentru unii nativi ai zodiacului, mai ales din punct de vedere sentimental. Descoperă ce îți rezervă astrele în funcție de zodia în care te-ai născut. Berbec. Starea voastră este pozitivă și vă simțiți motivați și ambițioși. Se poate observa o îmbunătățire sau o evoluție într-o relație în viața intimă cu un coleg de serviciu sau cu serviciul în sine, ceea ce este un lucru foarte bun. Veți fi focusați pe activitățile practice care să vă ajute efectiv să avansați, fie vorba de depunerea unui CV sau de inițierea unui proiect personal de anvergură. Astrele vă sunt favorabile, așa că puteți trece fără grijă la treabă. Poate fi de asemenea o zi bună în care să clarificați o problemă care va afecta reputația la locul de muncă. Nativii berbec au șansa de a întâlni o persoană foarte specială astăzi. Ați putea participa la un eveniment important, fiind invitați chiar de șeful vostru ori de o persoană influentă din cadrul organizației în care lucrați. Acceptați invitația, nu veți regreta. Stilul vostru de viață ar trebui reorientat într-o manieră mai sănătoasă pentru voi, iar momentul vă este prielnic. Este de asemenea timpul să vă îndreptați atenția și către obiectivele voastre pe termen lung și să vă evaluați posibilitățile. Presiunea avută pe umerii voștri în ultima perioadă vă face să vă simțiți capabili, competenți și ambițioși. Taur. Ziua pare a fi frumos aspectată din punct de vedere spiritual pentru nativii taur, astfel ei pot avea relaționări foarte bune și afectoase cu cei din jur, ceea ce îi va face să plutească de bună dispoziție. S-ar putea să fiți motivați să începeți o viață nouă în care să puteți fi creativi și romantici, iar interacțiunile voastre cu cei din jur sunt pline de speranță și încredere pentru un viitor luminos. Astrele vă favorizează tot ce ține de sectorul relațiilor și parteneriatelor, astfel că veți comunica ușor și lucrurile se vor așeza exact așa cum vă doriți. Se poate să vă găsiți menirea sau să simțiți că îndepliniți o misiune importantă a vieții voastre. Aveți o deschidere deosebită spre un nou stil de viață sau activitate culturală care vă va trezi interesul și veți fi prezenți cu tot sufletul. Vă veți conecta cu voi înșivă și vă veți permite din nou să aveți activități recreative. Spre seară ați putea primi și o vizită surpriză din partea persoanei în cauză, fie ea rudă ori prieten, pentru a vă mulțumi în schimbul suportului pe care l-ați oferit. Gemeni. Gemenii sunt foarte frumos aspectați atât în plan profesional cât și în cel personal. Poate fi vorba de o evoluție în ambele sensuri, de progrese admirabile. În cursul dimineții vă veți stabili obiectivele profesionale pentru următoarea perioadă și veți lucra cu spor până la finalul zilei. Sunteți pozitivi și încercați să vă schimbați modul de gândire pentru a atrage lucruri bune în viața voastră. Bravo! Nativii gemeni au luat decizia de a-și schimba radical viața. Fie din punct de vedere emoțional, veți lăsa în trecut amintirile care v-au măcinat în ultima perioadă. Veți șterge cu buretele și veți începe un nou drum plin de oportunități. Fie veți acționa la nivel fizic. Relația de cuplu se îmbunătățește vizibil, mai ales că sunteți orientați spre aprecierea partenerului și mai puțin pe descoperirea și evidențierea defectelor. Bucurați-vă de un timp de calitate alături de familie și cei dragi, acolo unde vă veți încărca de energie pozitivă. Rac. Nativii Rac se pot confrunta cu un soi de instabilitate, dar veți găsi suport pentru a alege totuși calea cea bună. Se poate să alegeți să faceți o reorganizare a activităților de zi cu zi, a proiectelor la care lucrați și chiar a relațiilor pe care le aveți. Comunicarea este cheia zilei de azi, așa că nu evitați discuțiile cu cei din jur care vă pot oferi informații de ajutor pentru succesele voastre. Se poate să aveți o conexiune puternică cu o persoană specială sau cu o idee genială care vă pasionează pe termen lung. Veți accepta provocări, iar ideea de a învăța ceva nou vă surâde din plin. Chestiunile sufletești trec și ele printr-o schimbare în bine, așa că ar trebui să vă ascultați mai mult inima și să-i oferiți ce vă cere. Pentru raci, astrologii au o veste foarte bună astăzi din punct de vedere sentimental. S-ar putea ca persoana iubită să vă surprindă într-un mod nemaipomenit, așa cum categoric nu v-ați putea aștepta. Bucurați-vă de prezența acestei persoane și apreciați eforturile sale pentru a vă aduce un zâmbet pe chip. Leu. Nativii Leu vor avea sentimentul plăcut că sunt într-o continuă ascensiune și că lucrurile merg exact în direcția pe care și-o doresc. Sunt ambițioși și plini de speranță, mai ales la serviciu, unde prevăd deja rezultate excepționale într-un viitor apropiat. O zi în care veți putea descoperi activități noi în cadrul cărora să vă puneți în valoare abilitățile, cunoștințele și talentele. O să recuperați pe rând banii pe care ați muncit în ultima vreme sau pe care i-ați împrumutat prietenilor. O să refaceți grupul cu care ați lucrat și o să vă redresați din punct de vedere financiar. O să acoperiți golul pe care l-ați simțit din februarie încoace. Relațiile de familie și cu partenerul sunt foarte strânse, ceea ce va face să vă simțiți în al nouălea cer. Este o zi bună pentru a vă renoi angajamentele față de partenerul de viață și pentru a vă declara iubirea. Fecioară. Fecioarele sunt entuziasmate și vor începe ziua cu mai mare încredere în forțele proprii. Este o zi bună în care vă veți folosi creativitatea în scopuri constructive, să începeți niște cursuri de perfecționare sau să demarați un proiect. După amiază se poate să fiți nevoiți să faceți o călătorie scurtă pentru a purta o discuție cu cineva care vă poate ajuta să rezolvați o problemă. Sunteți inspirați și orice veți începe nu poate da greș. Schimbați lucrurile vechi și aduceți pozitiv în viața voastră, iar cel mai important este că rezultatele se vor vedea pe termen lung. Poate o să dați dovadă de un plus de toleranță în relația cu partenerul de cuplu. Lăsați reproșurile și mai și apreciați ce face celălalt. Se poate să renoiți buletinul, pașaportul, să dați e-mail-uri, telefoane, să vă duceți și la sediile pe unde ați luat răspunsurile la cereri, la diverse revendicări. Se poate ca spre seară să fiți preocupați cu treburi gospodărești. Balanță. Nativii Balanță vor începe ziua cu gânduri mari. Simt ceva ce trebuie schimbat în viața lor, că au nevoie de o îmbunătățire a calității vieții și nu vor sta pe gânduri pentru a trece la acțiune. Responsabilitățile de zi cu zi, de acasă și de la serviciu, vă apasă pe umeri și veți avea totuși nevoie de puțin timp doar pentru voi. Sunteți pregătiți să faceți față provocărilor, iar acestea nu vor întârzia să apară. Păstrați o abordare pozitivă a vieții și rezultatele vor fi pe termen lung. Balanțele se îndrăgostesc până peste capas, într-un moment complet neașteptat. Ați putea fi invitați la o petrecere între prieteni, poate chiar la ziua de naștere a unuia dintre cei apropiați. Veți cunoaște diferite persoane cu care ați putea lega prietenii, însă doar cineva vă va atrage atenția în mod special. Aveți curaj, vorbiți, fiți sinceri. Cine știe, poate fi începutul unei frumoase povești de dragoste. Scorpion. Nativii Scorpion vor beneficia de o zi în care comunicarea cu ceilalți va fi extrem de bună, fapt ce îi va ajuta să-și consolideze relațiile. Se pare că o veste aflată în cursul dimineții să vă determine să acceptați implicarea într-un proiect de lungă durată. Un prieten apropiat vă va consilia îndeaproape și îi veți solicita părerea în legătură cu planurile voastre. Scorpionii vor face orice pentru a ieși din tipare, iar concentrarea este la cote maxime. Se poate să găsiți un sejur de vacanță la un preț convenabil și nu o să mai stați pe gânduri, o să-l luați. Poate vă invită cineva într-o excursie, o mini-vacanță, că le-ați promis mai de mult acestor oameni și o să fie o gură de oxigen după un stres consistent. Acasă veți avea mici chestiuni de pus la punct cu partenerul de viață, iar acesta va avea nevoie de cooperarea și deschiderea voastră. Săgetător. Nativii Săgetător au o hartă astrală foarte frumoasă. Astrele vă trimit unde de optimism, iar voi vă veți simți revitalizați și capabili să întoarceți lumea. Aveți nevoie însă de puțină liniște pentru a vă conecta cu voi înșivă și cu intuiția voastră pentru a rezolva câteva probleme curente. Este o zi foarte bună în care vă puneți în valoare abilitățile și să aduceți îmbunătățiri pe plan profesional și financiar. Lucrurile se îndreaptă spre bine, iar asta nu va face decât să fiți mai motivați să construiți și să evoluați. O să vă scoată cineva la o întâlnire să vă evaluați șansele de a fi împreună și o să puteți fi fericiți. E cineva care vrea să revină în viața voastră și o să se vadă clar o schimbare. Voi însă trebuie să știți dacă mai aveți disponibilitate și să-i acordați credit acelei persoane. Pot să apară rezultate ale unui proiect mai vechi sau un câștig neașteptat. Capricorn. Nativii Capricorn vor prioritiza lucrurile în așa fel încât să aibă timp suficient pentru toate. O provocare ar putea fi să vă redescoperiți valorile și să vă scoată din zona de confort în care sunteți captivi de ceva vreme. Sunteți încrezători în propriul sistem de valori și veți avea o atitudine autoritară cu cei din jur, mai ales cu cei ce nu vor fi de acord cu principiile voastre. Este o zi bună pentru încheierea unor noi parteneriate, semnarea contractelor în lucru sau pentru o nouă relație, chiar și de prietenie. Cei aflați sub acest semn zodiacal au șansa astăzi de a câștiga o sumă foarte mare de bani. Fie veți participa la un joc de noroc cu o miză mare, fie veți avea surpriza de a fi contactați în vederea primirii unei moșteniri de la o rudă foarte îndepărtată care a considerat că sunteți persoana potrivită pentru a beneficia de averea sa. Este motiv de bucurie, așa că nu ezitați să sărbătoriți alături de cei dragi. Vărsător. Nativii vărsători pot începe ziua cu un sentiment de nesiguranță, dar convingerea că pot face schimbări în bine îi va redresa pe parcursul zilei. Astrele vă acordă suport pentru noi conexiuni care să vă ajute să găsiți soluțiile de care aveți nevoie. Nativii vărsători sunt hotărâți să-și ducă un plan la bun sfârșit. Există posibilitatea ca acest lucru să fie legat de serviciu ori de viața amoroasă. Doar voi știți ce este în inima și sufletul vostru. Fiți însă hotărâți, țineți capul sus și înfruntați greutățile cu demnitate, pregătiți de apărare. Astrologii au vești bune din punct de vedere profesional. Este o perioadă bună pentru a avansa în carieră. Spre seară veți găsi potrivit să vă petreceți seara cu partenerul de viață, iar discuțiile cu acesta vor fi constructive și vă vor deschide parcă ochii. Pești. Pot exista schimburi fericite și încurajatoare pentru nativii pești. S-ar putea să fiți entuziasmați și să elaborați planuri de viitor. Încercați să progresați, să creșteți și nu doriți să întâlniți aceleași probleme ca și până acum. Este timpul să schimbați lucrurile. Relațiile și parteneriatele strânse cu schimburi de idei și planuri de viitor vă pot aduce beneficii. Sunteți într-o poziție bună pentru a face conexiuni de durată. Eforturile de consolidare a unui parteneriat pot fi utile acum, iar împingerea limitelor poate duce la rezultate impresionante. Cei aflați sub semnul zodiacal al peștelui ar putea primi o declarație de dragoste extrem de emoționantă, urmată poate chiar și de o cerere în căsătorie. Bucurați-vă de moment și alegeți-vă răspunsul după bătaia inimii. S-ar putea să fie începutul unei căsnicii frumoase, durabile, mai ales dacă iubirea și respectul pe care vi-l oferiți este enorm. O zi minunată să aveți! Pentru a putea primi horoscopul în fiecare zi, te rugăm să te abonezi la acest canal de YouTube dacă nu ai făcut-o deja. E gratis, iar pe noi ne ajută enorm. Nu uita să ne lași un like sau comentariu. Mulțumim!